Bună ziua, Andrei, într-adevăr vorbim despre prelungirea mandatului de arestare preventivă în Bulgaria pentru 72 de ore, o măsură dispusă de către autoritățile din Bulgaria, tocmai pentru ca autoritățile din România să aibă timp să trimită acolo absolut toate documentele necesare în privința extrădării. Evident că există și o astfel de solicitare din partea României. Pe de altă parte, este, din câte am înțeles de la surse judiciare, o procedură destul de obișnuită în Bulgaria să se dea o astfel de măsură de reținere preventivă de 72 de ore, tocmai pentru ca cei care se ocupă de diverse dosare să aibă timp să adune și probele pe care le mai consideră necesare. În acest caz, repet, este vorba de documente pe care statul român trebuie să le trimită în Bulgaria pentru ca apoi autoritățile de acolo să recurgă la extrădarea Elenei Udrea în țara noastră. Într-adevăr, Elena Udrea seară a fost prinsă în Vama Culata după ce România a introdus o alertare în sistemul SIS. Acesta este un sistem de cooperare polițienească Schengen, un sistem prin care imediat ce o persoană este căutată și sunt informații care au ieșit din România, este introdusă în acea bază de date care este vizibilă tuturor țărilor care fac parte din acest sistem și evident vorbim de absolut toate țările care sunt atât membre Schengen cât și partenere Schengen și de aceea s-a reușit reținerea atât de repede a Elenei Udrea. Evident, după reținere a fost trimis acolo și mandatul european de arestare, un mandat necesar care să justifice în mod firesc reținerea pe teritoriul țării vecine a Elenei Udrea. Ce se va întâmpla în continuare? De obicei, spun surse judiciare ca și specialiști, sunt două variante. Avem pe de o parte varianta simplificată prin care Elena Udrea va fi întrebată dacă dorește să fie pur și simplu exată în România fără a ridica o serie de obiecțiuni, însă există și o variantă mai lungă, varianta prin care avocații Elenei Udrea vor formula o serie de obiecțiuni și ca exemplu am putea spune, de exemplu, regimul de detenție din România, care ar putea fi invocat ca fiind neconform, de proastă calitate și tocmai de aceea s-ar cere neextrădarea Elenei Udrea, însă evident în acest moment sunt speculații și rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Oricum, în baza informațiilor pe care le deținem în acest moment, e foarte posibil ca Elena Udrea să ajungă în fața judecătorilor cel mai probabil în ziua de luni. Atât pentru moment, la revedere!